Eu cu fratele și sora din saltari la masă. I-am furat lui tata banii și-am fugit de acasă. N-au trecut nici două zile, tata când îi cad, banii nu mai sunt acolo unde au fost odată. Unii-s banii, mă întreabă tata cu răbdare. Nu știu tata, știe poate fratele mai mari. Poate banii din saltari i-au mâncat vreo măță. Poate gheță știe unii-s. Hadem la gheță. Da, în timpul este gheț, curăță o nucă. Când o văz că tata vine, o încercat să fugă. Tata când o văz că fuge, le-o palit cu palma. Gheț n-o dovedit măcar să strige mama. Mult nu rabdă și începe să nerveze. După și deja baghiță o luat în freză. Vrei să numeri bani, dar dacă nu-s, nu poți-i numeri. Tata se uita la noi, noi strângem de umeri. Gata, tata, știu, în urmă cu vreo două zile, pe la noi pe acasă ziua o trecut Vasile. Chiar și azi le-am văzut la apă să duce cu mânzu. Poate el de bani să știe. Hadem la dânsul. Merge tot ca pe rotile când speranța crește. Am ajuns și la Vasile cât ai zis și pește. Fără nici o galajeie să petrece drama. Dacă și ceva s-aude, s-aude mama. Banul nu ușor să faci, dar ușor să pierdi. Mai ales în casă dacă ai în cine crede. Nu zic poate pe la alții, altfel merge roata. Cel puțin așa se întâmplă între noi și tata. Unde nu ne-am dus și parcă invers bate vântul. Gândul nostru cu a tatei cerul și pământul. Ne-ntorcem încet spre casă, tata-n partea stângă. Fratele mai mare după, eu cu sora lângă. Da, în timpul ăsta timpul parcă vreau să steie. Multe uși au fost deschise, asta n-are cheie. De-aș putea vreodată în viață, aș întoarce anii. Măcar ca să-i spun lui tata, unde-s banii? Unde-s banii?